problemă auditivă la copii poate întârzia dezvoltarea limbajului și abilităților cognitive care ar putea împiedica succesul la școală. La adulți, pierderea auzului împiedică obținerea performanțelor la locul de muncă. Jumătate din cazurile de pierdere a auzului pot fi împiedicate prin prevenția primară, iar o altă parte semnificativă de cazuri ar putea fi tratate prin diagnosticul precoce și gestionarea adecvată. Care sunt cauzele care duc la apariția deficienței de auz? Statisticile europene făcute în țări civilizate arată că 1 din 800 de copii se naște cu o defecțiune de auz. 20 până la 40% din totalul surdităților copilului sunt de cauze extrinseci. Cam 40% sunt cauze genetice, dovedite. Și diferența până la 100%, 30-35%, sunt cauze mixte, fie combinații mitocondriale genetice plus cauze extrinseci și factori de risc, cum ar fi, de exemplu, fumatul, anumite boli, anumite neglijențe în timpul purtării sarcinei. Potrivit statisticilor, în toată lumea 3 copii dintr-o mie se nasc cu deficiențe de auz, iar aproape 50% dintre cei mici se confruntă cu infecții ale urechilor ce pot cauza pierderea temporară sau definitivă a auzului. Specialiștii estimează că în 2015 numărul persoanelor cu probleme de auz va crește la 700 de milioane. Printre măsurile care pot preveni aceste deficiențe, mai ales în cazul copiilor, este, pe lângă respectarea calendarului de vaccinări, reducerea expunerii la zgomote și evitarea introducerii de obiecte în urechi.